Prima dată când s-a aflat a fost când acești paparazzi m-au surprins pe mine și pe Olga și atunci am apărut în toate ziarele și în primul rând a fost o chestie foarte interesantă. Nu știa nimeni unde stau. Eu nu am fost vânat în cariera mea de paparazzi aproape niciodată, pentru că eu nu am avut subiecte controversate ca să fiu urmărit de paparazzi. Și niciodată nu mi-am pus problema să mă feresc. A venit Olga, a stat la mine și în dimineața aia ne-am trezit cu mașina de paparazzi. Am alegat, a fost foarte tare povestea. Eu nu eram pregătit pentru Alessia, voiam să-i spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă. Primul lucru, într-adevăr. I-am scris Alessiei, așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo. Adică am încercat să-i spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Foarte, foarte greu, a povestit Cerebel. El a dezvăluit că Elena, fosta soție, i-a pus întrebări cu privire la vârsta Olgăi Guțanu, care are 23 de ani, în timp ce el are 46. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să-mi spună, ce faci, mă? Am avut noi o discuție în care, că e mică, că nu e bine, am înțeles, dar nu e după mine. Da, a zis și ea, s-a dat și ea cu părerea. După aceea cu Alessia a fost foarte complicat să-i spun povestea. Ea mă crede, nu mă crede, că deja e mare, foarte trist și greu și dureros în același timp că nu mai poți. S-a rupt. Cred că în momentul în care bucuria și iubirea mi-o luam de la Alessia foarte mult, pentru că noi eram parteneri de joacă în fiecare zi, în atâți ani de zile, i-a început să crească și eu nu acceptam. Nu mai simțeam nici de la ea că vine iubire față de mine și când ne pupam era mai distantă, trecea la alt nivel. La Elena totul era mult mai rece și dacă nici de la Alessia nu mai venea așa, m-am simțit singur. Și eu ce fac? Elena era mai rece în sentimentele noastre, ea a fost mereu așa mai conservatoare. A mai dezvăluit Cerebele, care locuiește singur, încă nu s-a mutat cu iubita. În schimb, Alessia, fiica lui, a rămas la mama ei, Elena. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.